Bună ziua, bine v-am regăsit! Publica TV a revenit la tradiția pregătirilor de BAC în emisie directă cu profesori și liceeni candidați la bacalaureatul din acest an. În fiecare weekend până în 17 iunie, în studioul nostru se fac meditații la toate disciplinele, la română, engleză, matematică, istorie, geografie și chimie. Dacă doriți, puteți revedea oricând edițiile speciale de BAC pe site-ul publica.md. De fiecare dată vin profesori în domeniu și grupuri de liceeni pentru meditații televizate la bacalaureat. Ora de astăzi este dedicată limbii române, iar prezentarea o vor face profesorii de limbă și literatură română, Angela Tomiță și Sergiu Orehovski. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua! Liceenii care au acceptat provocarea să participe la meditație sunt Mădălina Vârtosu, Cătălina Corpaci, Cristina Susanu și Teodor Bivol. Fete, băieți, salut! Bine ați venit la noi! Succese la meditația de astăzi! Ediția începe, testele sunt pregătite pe ecran. Doamna Angela, vă rog. Bună ziua tuturor! Anul acesta, examenul de bacalaureat este structurat la fel ca și în anii precedenți, deoarece programa este aceeași, matricea la fel. Deci, primul subiect vizează interpretarea unui text liric la prima vedere, al doilea subiect redactarea unui tip de compoziție literară, realizat în conformitate cu anumiți parametri, profilul real, caracterizare de personaj, profil umanist, o sinteză. Subiectul al treilea solicită redactarea unui text funcțional. Ceea ce solicită din partea fiecărui dintre dumneavoastră participanți la sesiune de bacalaureat, să fiți atenți la structura itemului, fiindcă itemul solicită anumite operații logice, iar verbul este ceea ce vă ajută să descoperiți sarcina. Numește, selectează, analizează, răspunde, comentează. Cât? În cuvinte, 3, 1, 2, în sintagme, în enunț, în 5-6 rânduri sau două argumente sau un anumit spațiu. Să țineți cont că e vorba de text coerent sau de argumente separate. Cum? Condițiile generale de desfășurare a probei, fie cu pixul, fie pe caiet tepizat, fie din lecturi, fie din experiență, etc. Ambele profiluri vor câștiga 100 de puncte pentru întreg testul, cel real 38 la subiectul 1, cel umanist 40, deoarece diferența este de un item, subiectul al doilea 28-23, redactare 24-27 și subiectul 3 pentru ambele 10 puncte. Deoarece am pomenit că vorbim de un text liric la prima vedere, astăzi ne vom opri la Mihai Eminescu. Am selectat din creația eminesciană poemul Dintre sute de catarge și acum o să rugăm pe Cristina să-l citească. Dintre sute de catarge. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge îngânându-l, vânturile, valurile? Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile, câte o să le nece oare valurile, vânturile? De-i goni fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul, vânturile, valurile. Neînțeles rămâne gândul ce-ți străbate cânturile. Zboară veșnic, valurile, vânturile. Mihai Eminescu. Ca să fiți în pielea celor care foarte curând vor scrie examenul, o să vă rugăm să realizați în scris 4 sarcini care presupun intrarea în sensurile de suprafață ale textului. Cătălina, te rog să alcătuiești un enunț cu sensul figurat al cuvântului păsări. Pe Teodor o să-l rog să scrie 4 expresii figurate, locuțiuni cu substantivul pământ. Pentru Mădălina, sarcina este a găsi un sinonim contextual pentru verbul a străbate din ultima strofă. Și pe Cristina o rog să vorbească despre semnificația contextuală a adverbului veșnic, tot din ultima strofă. Aveți un minut pentru această sarcină. Acestea sunt câteva variații de sarcini ce ar viza vocabularul textului propus la prima vedere. Fie sinonimie contextuală, fie expresii fraziologice,
fie sensuri figurate în anumite contexte sau interpretarea pornind de la morfologie spre stilistică a anumitor părți de vorbire sau de la punctuație spre stilistică sau alte cazuri. Te rugăm, Cătălina. Aș scrie: pasărea vieții mele este o creație cunoscută. Pasărea aș folosi cu sensul de aspirație ideal. Teodor. A te face una cu pământul, negru ca pământul, pământul mamă și pământul părintesc. Am găsit un sinonim contextual pentru a străbate. Am scris a trece, pentru că acesta înseamnă a parcurge o anumită distanță. Ar putea să mai fie a pătrunde, a umple. Un sinonim mai puțin fericit pentru această situație ar fi a amplifica. Pot să te întreb de ce? Intuiești de ce n-ar fi bun aici a amplifica? Pentru că în contextul dat a străbate înseamnă a ajunge cu un sunet mai mic decât cuvântul a amplifica, deoarece acesta înseamnă un sunet mai tare. Asta zic că trebuie să avem grijă să-l rostim acest cuvânt pe care îl propunem drept sinonim, să vedem dacă se potrivește contextului. Da. Și, Cristina, te rog. În contextul următor, adverbul care însuțește verbul zboară, și anume vecinic, consider că face trimitere la eternitate și la vecinicia gândului neînțeles. Mulțumim. Dacă am depășit înțelegerea aspectului de lexic al textului, se începe interpretarea pe anumite momente punctate, cum ar fi motivul. Dintre multele motive valorificate în acest poem, aș vrea să ne oprim la Fortuna Labilis. Și amintesc structura de interpretare, comentare a unui motiv, cum ar fi identificarea segmentului care valorifică motivul, precizarea procedeului ce stă la baza acestui fragment, locul motivului în text, semnificația acestuia, asta ceea ce ține doar de dintre sute de catarge în cazul respectiv. Apoi facem tangență cu un alt text care valorifică același motiv, Fortuna Labilis, numim autorul, textul și o concluzie. Se aseamnă prin ceva, se deosebesc, nu ne oprim doar la a invoca. Dacă cineva are deja ceva pregătit, care ar fi în textul lui Eminescu dintre sute de catarge, segmentul sau segmentele ce valorifică motivul dat? Segmentul care valorifică acest motiv este: degoni fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul vânturile, valurile. Acesta are rol de a arăta faptul că soarta este schimbătoare și, de asemenea, întâlnim acest motiv în poezia lui Eminescu la Steaua, pentru că însuși... Hai Steaua. Să facem puțin aici stop. Nu ne grăbim la celălalt text. N-a spus Mădălina ce. Deci a invocat contextul, a spus ce rol, semnificație, dar ce mai rămâne procedeuri aici? Procedeuri. Așa, Cristina? Consider că degoni fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul vânturile, valurile, anume această secvență vânturile, valurile, ce reprezintă repetiție și repetiția în toată poezia. Și enumerație. Și enumerație. Așa. Reprezintă anume metaforic destinul și soarta creatorului. Așa. Încă mai avem ceva a spune? Locul, rolul acestui motiv în textul eminescian. Fortuna Labilis este un motiv central într-o mulțime de poezii de-a lui Eminescu, prin care acesta interpretează motivul sorții schimbătoare. Al fiecărui dintre noi sau în particular aici a unui anumit creatorului, individ, e vorba de creatorul, zice Teodor. Acum avem unul, segmentul identificat în strofa a treia. Ați pomenit de tot ce ați descoperit și ne ducem într-un alt text. S-a vorbit de la Steaua de Eminescu, dacă vreți să reveniți aici, unde mai concret? Am selectat anume la Steaua pentru că însuși Steaua este un motiv al destinului
Da, în Miorița zice că la nunta mea a căzut o stea, soarele și luna, și noi știm că în concepția românească fiecare om își are steaua cu noroc, cade steaua, moare omul, se naște omul, apare o stea. Deci semn al destinului. Se aseamnă prin ceva motivul Fortuna Labilis din 300 de catarge și respectiv poemul La Steaua? Se deosebesc? La ce v-ați opri ca să comentați vis-a-vis de semnificații? Ambele au aceeași semnificație, același loc în text, în texte. Consider că în poezia La Steaua este bazată mai mult pe soarta omului de rând, iar în poezie dintre sute de catarge se reliefează acest motiv pentru creator și a eu-lui în ipostaza creatorului. Da, și el apare aici ca și leitmotiv, motiv și leitmotiv. Așa? De ce zici că e leitmotiv? Doar ce în fiecare strofă se repetă vânturile, valuri. Și atât, deoarece ați observat reluarea acestor substantive, următorul moment de care ne-am, sau la care ne-am referit, ar fi simbolurile. Ele tot contribuie la formularea mesajului textului. Și pentru că v-ați descurcat foarte bine cu comentarea motivului, suntem siguri că o să aveți răspunsuri frumoase și în ceea ce privește comentarea simbolului val. Vă rugăm să luați aminte că atunci când interpretăm un simbol, trebuie, 1, să ne referim la semnificația lui generală, ca să vedem că îl intuim adecvat. Trebuie să interpretăm semnificația contextuală a acestui simbol, deci rolul lui nemijlocit în textul de față, și să demonstrăm capacitatea de a-l putea raporta la un alt simbol din același text. Iarăși vă punem în sarcina de a comenta acest simbol și simbolul val, da, așa cum apare și pe ecran, și vă oferim un minut pentru acest lucru. Folosiți aici cunoștințele generale ale voastre, cultura generală. În viața noastră sunt foarte multe semne care, dacă le știm a citi, a le interpreta, mergem cumva mai bine în viață. Cătălina deja are răspuns. Semnificația generală a simbolului val este o schimbare radicală. În text, valurile reprezintă o dificultate pentru creator, iar alt simbol la care ar putea să fac referință ar fi vânturile, pentru că vânturile și valurile în această poezie reprezintă ambele dificultățile la care este supus creatorul. În afară de dificultate, valul mai presupune ceva? Dinamism. Dinamism, așa. De pătrundere. Așa. Un rol distrugător. Necunoscut. Iată, care ar fi acel val pentru omul de creație în cazul dat? Că vorbim pe context, pe textul dintre sute de catarge, în contextul eminescian. De a fi neînțeles. Gen, neînțeles. De a rămâne singur. Izolat, da? Acum avem lexic, motiv, simbol. Ce mai este important pentru un text liric? Ca în final să putem rezolva ultimul item, al șaptelea pentru real, al optulea pentru umanist, care solicită mesajul. Despre stările eului liric. Stările eului liric, așa? Vreți ceva să punctați aici? Ce stări trăiește eul, sau sunt definite, sau sunt sugerate? Da, poftim, Cristina. Consider că această poezie este într-un fel o confesiune. Și eul liric și accentuează stările de confuzie. Confuzie? Unde vezi? Adică ar fi bine să dai contextul. Neînțeles rămâne gândul ce ți străbate cânturile.
De asemenea, eu aș vedea aici decepție. Adică oricât te străduiești să aduci lumii creația, nu ești înțeles la justa valoare. Și imposibilitatea a tot cunoașterii. Adică cât n-ai studiat, nu poți să ajungi după floarea albastră. Oricât cunoașterea absolută este imposibilă. Ai ceva concret aici care trimite la imposibilitatea? Dintre sute de catarge care lasă valuri, adică sute de informații, de cărți citite. Și... dar și probabil adverbul veșnic. Deci. Care înseamnă revenire periodică la aceeași stare de, de tristețe, că lucrurile nu se împlinesc în tocmai cum dorește eu liric. Ați numit stări, ați sugerat exemple, ce și n-am auzit, figuri de stil, procedeul care definește starea stările eului liric. De care v-ați lega aici? Credeți că e foarte vizibil? De invocațiile retorice repetate. Așa, câte invocații vor sparge, retorice sau interogații retorice? Enumerația și repetiția în același timp, vânturile, valurile și în următoarele strofe, inversiunea. Așa. Topice. Da, semne de întrebare tot așa au rolul lor, fiindcă el este nedumerit vis-a-vis de creație, de soartă, de destin, de conflictul cu lumea, etc. Bine, și atunci, care e lecția acestei poezii? Adică mesajul. Intră. Vreau să subliniez și faptul că de multe ori titlul explică stările eului și ne duce spre înțelegerea mai bună a mesajului. Ați putea propune voi înșivă un titlu propriu care s-ar potrivi mesajului acestui text? Bineînțeles, să argumentați poziția voastră. Ce titlu ar fi potrivit pentru acest poem? Poate eu să întreb ca un elev extras din text sau propriu. Da. Trebuie să citim cu atenție sarcina. Dacă în sarcină se spune propune un titlu propriu, bineînțeles că fie îl extragi, fie îl aduci tu, oricum vei obține punctul pentru sarcină. Eu aș alege, cred că, vânturile, valurile, urmate de 3 puncte de suspensie, deoarece... 3 puncte e suficient. 3 puncte. Deoarece reprezintă și motivul important și central al acestei poezii, dar și leitmotivul. Deci asta este un argument. Lucru important. Și dacă mai căutăm un argument pentru acest titlu? Invocațiile retorice? Bun. Câte oare le vor sparge îngânându-l vânturile, valurile? Da. Și invocația este starea generală a euului. Bine, mulțumim! Vom continua după publicitate? Avem o mică pauză, vă mai odihniți un pic, ați fost activi până la momentul acesta. Revenim după publicitate, rămâneți alături de noi, vom continua meditația la limba română. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Vă reamintim că noi desfășurăm la Publica TV campania tradițională Bacalauriat. Suntem la ediția 2018, meditația la limba română, a doua din această campanie desfășurată în această vară. Până în data de 17 iunie vă așteptăm și de această dată avem un grup de liceeni și doi profesori de limbă și literatură română de această dată. Angela Tomiță și Sergiu Orehovski au prezentările. Continuăm cu partea a doua, subiectele care sunt... Vă rog. Anterior spuneam că subiectul al doilea, pentru profilul real, solicită redactarea unei caracterizări a personajului în baza unui fragment propus, fie text epic, fie dramatic. Ceea ce este important aici și din experiență, elevilor le scapă argumentarea. Se solicită două argumente pentru definirea tipologiei cu punctele 6, 3 plus 3, ceea ce se pierde aici, comentarea a tipului pe care l-ai ales. Aceeași greșeală se comite și pentru parametrul al doilea, comentarea două trăsături morale, în rest e mai bine. Și iată, ca să ne descălțăm la capitolul tipuri general umane, cei care mergeți la bacalaureat, vă rog să fiți atenți din perspectivele posibile pentru definirea tipologiei. Cum ar fi? Personajele reprezentând vârsta.
tipul copilului, adolescentului, tânărului, bătrânului, etc. Personajii reprezentând profesii, ocupații, situații, intelectualul, artistul, gânditorul, preotul, profesorul, medicul, soldatul, tiranul, țăranul și toate alte ocupații posibile. 3. Personaje reprezentând poziții sociale sau morale sau comportament. Gentlemanul, tânăra inocentă, femeia fatală, inadaptatul, ratatul, luptătorul, revoltatul, cinicul, parvenitul, avarul, snobul, etc. Și dacă îmi dați voie să intervin un pic, ar fi bine să nu se blocheze candidații în momentul în care în fața textului își dau seama că nu pot identifica un singur cuvânt care să corespundă tipologiei. De aceea, încercați să prindeți specificul personajului. S-ar putea să fie vorba, de exemplu, despre un artist, dar trăsăturile acestui personaj nu sunt tocmai demne de laude. Duceți-vă într-o altă dimensiune, de exemplu, artistul degradat sau artistul care s-a pierdut pe sine. Încercați să găsiți un determinativ cuvântului care reprezintă tipologia generală. Și atunci mai lesne vă va fi să construiți cele două argumente cu raționamentul de rigoare și ilustrarea acestora din text. Trăsăturile definindu-le nu e suficient doar să zicem în secvența, două puncte și am citat. Dar este lucid deoarece găsește răspunsuri corecte, clare, la toate întrebările, reieșind din caracterizare directă sau indirectă, etc. Adică încercați să comentați ceea ce spuneți ca să obțineți 6 puncte pentru. Consider că profilul real se confruntă încă la o problemă în afară de definirea tipului și trăsăturilor, comentarea trăsăturilor. Este vorba de exprimarea viziunii proprii în raport cu ideile ce se desprind din secvența subliniată. Se dau 6 puncte. De aici trebuie să înțelege că din partea fiecăruia se solicită un lucru mult mai amplu, nu doar formularea ideii și rescrierea acestea, că de fapt nici nu e necesar să o rescrieți. E necesar să rescrieți secvența din care se desprinde ideea pe care dumneavoastră aveți să o interpretați. Iată, aici e loc pentru ilustrarea din alte lecturi. Ideea vă aparține, o interpretați cum considerați dumneavoastră necesar și oportun, dar trimiteți la alte lecturi din universul dumneavoastră. În caz că nu le aveți, reveniți la textul propus și ilustrați cu exemplu din acest text. Aș vrea să vă îndrept atenția și spre un parametru al acestei compoziții care cere candidatului să exprime o atitudine, fie a naratorului, fie a altui personaj, față de personajul pe care trebuie să-l caracterizăm. Aceasta înseamnă că, după o lectură atentă a fragmentului, desprindem această atitudine, o numim, de exemplu, personajul are o atitudine de admirație față de colegul său, față de vecinul său, față de, deci, de personajul pe care noi nemijlocit îl caracterizăm, sau în el se simte o nemulțumire mocnindă, sau este indignat de faptul că numim atitudinea concret și o interpretăm în baza semnelor textului pe care îl analizăm. Și o ultimă notă bine aici. 6, da? Referință convingătoare la un personaj similar din alt text. Ceea ce se pierde că trimiteți la personaj din literatura universală. Examenul este la limba și literatura română. Deci personajul la care faceți referință să se încadreze tot în universul literaturii române. Dacă aveți întrebări aici la caracterizare de personaj? E clar, da? Trecem la subiectul 2 pentru profilul umanist. Profilului umanist îi se cere să se exprime pe marginea unei teme propuse. Tema se anunță în paralel cu afirmația de obicei a unei personalități literare sau
a unei personalități marcante din cultura românească sau universală. Vă dau un exemplu. Și vreau să mai spun un pic mai sus. Orice temă se formulează pornindu-se de la o valoare general umană. Și se urmărește ca candidatul să urmeze un fel de traseu al omului, un traseu al său personal spre atingerea unei valori general umane. Vă dau un exemplu de o temă pentru eseu. Imaginea unei familii fericite în literatura română. Iar afirmația în paralel este o parafrazare a lui Ioan Slavici: nu bogăția, ci liniștea casei te face fericit. Cum pornim la lucru? Mai întâi de toate, identificăm cuvântul cheie sau cuvintele cheie din temă. Bineînțeles că vom identifica familie, fericit sau fericire. Și vom începe să elucidăm conceptul de familie fericită din prisma propriei sensibilități. E ca și cum ai da o definiție, dar vă atragem atenția că totuși compoziția pe care trebuie să o scrieți nu este una academică. E parte a sufletului vostru. Am vrea să fie o compoziție literară. De aceea, prindeți un gând, urmați-l firesc. Nu vă străduiți să aduceți tot felul de idei în legătură cu familia. Și mai ales, feriți-vă de formulele clișeu, de tipul: orice om visează la o familie. Familia este, a fost, este și va fi ceea ce ne trebuie cel mai mult în viață. Feriți-vă de astfel de exprimări. Din păcate, asemenea formule se întâlnesc în cazul elevilor care pur și simplu au trac și au uitat să spună altceva. Ar fi bine acum să ne oprim, să definească noțiunea de familie, da, familie fericită, conceptul cheie pentru un eventual eseu. Sigur că aici nu vă solicită jumătate din spațiu pe care l-aveți. Sunt două, trei enunțuri pe care le propuneți. Imaginați-vă că începeți această compoziție și dați primul alineat în care elucidați conceptul de familie fericită. Sigur că aveți în spate lecturi. Diferite familii ați întâlnit în timpul subiectelor parcurse, apoi din propria experiență. La început tot dăm exemple din texte. Exemplele e bine să le lăsăm pentru parametrii de mai târziu. Uh-huh. Că ei sunt prezenți, o să-i vedeți în față acești parametri și exemplele le veți aduce la timpul potrivit. Probabil Cristina se referă că, iată, după ce definește conceptul, îi se aprinde becul și zice: păi uite, am văzut Jane Eyre, care a fost educată undeva. Uh-huh. Adică e un fel așa de trecere, referință printre altele, nu să se axeze nemijlocit pe parcursul lor. Așa, am înțeles, da. Atunci o să demonstrați cultură generală și veți fi, bineînțeles, observați de către evaluatori. A vorbi despre acest concept în cunoștință de cauză, axându-te pe o bogată experiență de cunoaștere, este foarte și foarte salutabil. Dacă aveți ceva... Conceptul de familie fericită reprezintă valoarea general umană supremă a unui om și desăvârșirea spirituală a fiecăruia. Așa, un enunț, adunăm, din mozaic facem definiția. Da. Eu aș scrie că familia este o unitate a societății și este o etapă foarte importantă în viața unui om și este, de fapt, baza vieții. Uh-huh. Da, și posibilitatea de a fi mereu alături și a putea fi sprijinit și a sprijini de oameni dragi. Adică tu vezi dragi. Familie deja ca spațiu de formare, da. Deci nu doar întemeiem. Unde se formează valorile general umane, educație.
Eu aș scrie că familie, conceptul de familie fericită presupune un grup de persoane erudite prin care are loc aspirațiile fiecărui om se întregesc aici. Adică nu te limitează, deopotrivă, îți creează posibilitatea avântului, da? Să zbori de aici, te formezi, crești, dar valorile, da, valorile le primești de aici, sunt la bază, la rădăcină, dar oricum ți le asimilezi ulterior singur. Și în următorul pas, ceea ce ați elucidat până acum, trebuie să legați firesc, logic, de citatul propus. Vă amintesc că e o parafrazare din Ioan Slavici: nu bogăția, ci liniștea casei îl face fericit pe om. Vă provoc acum la o discuție orală, pentru că s-ar putea să nu mai reușim să scriem enunțul, să scriem tot aliniatul până la sfârșit. Cum ideea de familie fericită se leagă de afirmația că nu bogăția, ci liniștea casei te face fericit? Deci intervine o noțiune nouă. Care este aceea? Liniște. De liniște. Bineînțeles, cu toate conotațiile acestui cuvânt. Vă rog frumos să începem din partea dreaptă de data asta. Cristina? Consider că familia fericită și liniștea casei presupun un anturaj foarte plăcut sufletului omului, pe care și-l dorește fiecare din noi, dintre noi. Și nu bogăția este valoarea care ne-ar aduce fericire. Asta înseamnă că cuvântul bogăție ar trebui să se excludă cu totul din formula familiei fericite? Sau dacă analizăm nu bogăția, ci liniștea, vedem că doar calmul pe care îl presupune existența în familie este ceva care e mai mult decât bogăția. Pilonul unei familii fericite. Madalina? De asemenea, aș scrie că această liniște înseamnă, de fapt, relații bune, care sunt bazate pe încredere și în care toți membrii familiei acordă atenție unui altuia într-o egalitate oarecare, și acesta este, de fapt, locul unde un copil se formează. Da, consider că bogăția ar aduce mai multe probleme unei familii. Desigur, fiecare familie ar trebui să aibă mijloace pentru a se întreține destule. Și ca un exemplu pot da familia din Enigma Utilei, unde erau mereu probleme din cauza averii lui Costache, moșului Costache. Și vedem tot hărăbubura care se întâmplă în casă, cum încearcă să-i amăgească, să le ia averea. Și nu era liniște în casă. E un exemplu de familie care degradează, care pune în prim plan bogăția materială și sfidează omenia. Pentru mine, familia fericită și casa liniștită ar fi sinonime, pentru că casa liniștită presupune o stare spirituală. Aici aș putea să dau exemplul chiar pe Nică din Amintiri din copilărie, pentru că mama s-a făcut tot posibilul ca acesta să învețe. Și aici este vorba și de starea materială, pentru că mama făcea unele sacrificii pentru starea spirituală a copilului ei. Deja ați invocat câteva texte în care ar fi sau care ar fi potrivite acestei tip de compoziție. Enigma Otiliei, Amintiri din copilărie. Eu trec la tabelul de sinteză pe care l-aș propune celor care se pregătesc să ia bacalaureatul. Consider potrivit acest tabel de sinteză, fiindcă vă amintește toate lecturile voastre. Am pornit ca exemplu de la Amintiri din copilărie cu personajul Nica lui Ștefana Petre. Prin ce problemă trece Nică, dacă știți? Ați invocat și voi, de asta am întrerupt puțin gândirea voastră ca să trecem la tabelul de sinteză. Iată, cu ce probleme se confruntă Nică? În raport cu familia, cu rudele, cu prietenii, cu profesorii. Așa, e vorba de relație părinți-copii. Relația copil-copil. Copil joacă, îl punea la muncă și fugea, da? Încă? Copil vecin. Așa. Respectiv și copil-profesor. Ne amintim de
năzbâtele lui. Ce motive literare sunt abordate în textul lui Creangă potrivite temei pe care o discutăm acum? Familia. Așa. Dragostea. Așa. Educației. Da, numai că le punem la genitiv. Educației, familiei, dragostei, așa. Jocului. Copilăriei. A jocului. Jocului, da. Următorul text care ar fi potrivit subiectului propus. Enigma Otiliei. Enigma Otiliei, deși domnul profesor a subliniat că este de fapt o familie... Care degradează. Da, ce degradează. Dacă urmărim să arătăm că familia este fericită, aș alege altă operă. Da. Care? Cu toate că pentru elevii care ar vrea să invoce anume Enigma Otiliei și s-ar teme să nu fie depunctați, vreau să le spun că dacă ar avea în compoziția lor o analiză foarte pertinentă a ideii că o familie care degradează poate fi poți evita situația unei familii în degradare. Dacă ai o astfel de analiză, punctul oricum îl vei obține. Așa. Vreau să vă mai atrag atenția asupra faptului că atunci când invocăm niște texte literare care ar putea să aparțină mai multor specii, trebuie să numim specie. De exemplu, romanul Enigma Otiliei de George Călinescu, novela În familie de Marius Chivu, drama Răzvan și Vidra de Bogdan Petricei cu HDM. Foarte multă lume scrie opera Răzvan și Vidra și cuvântul operă, atunci când se referă nemijlocit la o operă artistică, te duce în domeniul muzicii, ar fi bine să ilustrați și cunoaștere de teorie literară. Deci dacă veți dori să vă înlesniți lucru pentru subiectul al doilea, acasă completați acest tabel, nu doar axându-vă pe familie, dar toate operele le organizați, deduceți problemele, motivele și vă este mai ușor. Și se încheie bacalaureatul cu subiectul al treilea, care este de fapt un șablon. De asta nu ne-am oprit timp astăzi ca să-l exersăm. În măsura în care vi se propune o legendă, voi trebuie să o citiți cu cea mai mare atenție. Cu cea mai mare atenție. Apoi să vă amintiți structura textului solicitat. Cerere, anunț, invitație, curriculum vitae, proces verbal, scrisoare și toate care sunt enumerate în programa de examen, potrivite situației propuse, legendei propuse. Apoi să elaborați textul în conformitate cu parametrii cunoscuți, cu șablonul cunoscut, să-l confruntați cu legenda ca să nu se piardă anumite contexte propuse, data cum ar fi sau statutul personajului care apare persoanei, pentru a verifica dacă ai utilizat toate datele. Întrebări pentru subiectul 3 sau subiectul 2, că noi am trecut așa mai? Nu ne rămâne decât să sperăm că veți lua o notă foarte bună. Da, și să vă concentrați la maximum, bineînțeles, ca să obțineți cele mai bune rezultate, rezultatele pe care le doriți. Mulțumim tare mult pentru participarea de astăzi la emisiune. Sunteți personajele importante în această vară, să aveți succes la bacalaureat. Mulțumim. Ediția dedicată probei de limbă română a ajuns la final. Mulțumim pentru participare și implicarea liceienilor, pentru recomandări profesorilor în studio. Avem meditații televizate la BAC în fiecare weekend până în 17 iunie. Urmează ediții speciale și pentru celelalte discipline: engleză, matematică, geografie, chimie și istorie. Regăsiți emisiunile noastre și pe site-ul publica.md. Într-un ceas bun, succes liceienilor la bacalaureat. Rămâneți cu Publica!